Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Scena, singura ediție 100% de teatru din România și pe care de consecință cea mai bună emisiune de teatru din România. Astăzi vă promit o emisiune serioasă în ciuda acestui început ușor neserios, dar cu care v-ați obișnuit. O emisiune foarte serioasă, foarte pasională, cu un om de teatru pe care îl prețuiesc foarte mult și care astăzi este aici într-o multiplă perspectivă. Vom vedea detaliile. Octavian Jighirgiu, bine ai venit! Bine te-am găsit, Călin! Tu de n-am probleme să te încadrezi în ceva. Adică ești genul ăla de om care se dezvoltă pe mai multe direcții. Bună oară! Gândul de a te invita a fost inspirat de zona ta pedagogică. Ai realizat cu studenții de la master o dizertație memorabilă, Fenomen tropical la Ateneu. Vom discuta în prima parte a emisiunii despre această componentă. O a doua componentă e cea de prorector, om cu atribuții foarte serioase în viața Universității Naționale de Arte George Enescu. În partea a doua îți propun să vedem ce se întâmplă pe zona asta. Hai să începem cu începutul. De ce Insula lui Gelu Naum? Pe mine m-a bucurat foarte mult opțiunea ta. Da, mă sperie un pic termenul ăsta de serios. Emisiune serioasă, invitat serios. N-am fost foarte serios când am zis serios. Da, de ce această opțiune? În primul rând, pentru că în ciclu masteral considerăm că este oportun pentru studenții noștri să deschidem noi direcții de studiu, având în vedere că suntem tributari unei curicule în perioada de licență, în cei trei ani de licență, și cred că e bine să ieșim, să extindem puțin zona de cercetare, zona de studiu actoricesc, studiu teatral. Și cum bine știm, Gelu Naum este un reprezentant ilustru al suprarealismului, fiind asociat cu mișcarea lui André Breton de la Paris și fiind asociat în sfârșit cu o serie de, să zic așa, discursuri avangardiste ale perioadei. Da, dar e un suprarealist destul de domol, așa, nu fluiera el prea tare în biserici, așa. Da, e adevărat. A avut și o perioadă în care plurecultismul l-a obligat cumva să-și redirecționeze, să-și recanalizeze energiile, dar în esență, el rămâne, după părerea mea, un autor din care încă nu s-a exploatat suficient pe zona teatrală, din care încă nu s-au scos sevele esențiale, dramatice. Și asta vine cumva la pachet și cu nevoia de a-i pune pe actori într-o nouă formulă estetică, aceea de teatru muzical. Foarte incomodă. Foarte incomodă și foarte complexă în același timp. Și o zonă în care ei chiar pot să își testeze cu adevărat, să spun așa, instrumentarul dobândit pe toată perioada școlarizărilor. Având în vedere că dacă primii trei ani au fost cumva dominați de o estetică a, cum să spun eu, cumințeniei, între ghilimele, în care ascultării, aici i-am provocat și le-am dat voie să, să zic așa, să se exprime mult mai deschis, mult mai complex, într-o multitudine de mijloace scenice, având în vedere că ei dansează, cântă, sunt deci și acrobați. Le-ai oferit o iluzie a libertății. Da, le-am dat acea iluzie. De altfel, e prima dată când lucrez amintind, să zic așa, studiul și repetițiile la un spectacol din cadrul școlii, pe o perioadă mai lungă de timp. Le-am dat voie să așeze informația treptat, ca niște leere de să zic așa, de cunoaștere. Uh-huh. Pentru că ei au început prin a face un masterclass cu Bobo Burlăceanu, colaboratorul Adei Milea, cea care a scris muzica spectacolului. Da, da. Voi ați ulterior folosit muzica Adei Milea. Da, am folosit muzica Adei Milea, am convenit cu ea că este oportun pentru studenți să încerce tipul ăsta de reprezentare teatrală, tipul ăsta de estetică teatrală, având în vedere că Ada Milea are o muzică dedicată cumva formulei actoricești de cântat. Da, categoric. E mult mai apropiată de zona asta decât, eu știu, muzicalurile clasice americane sau britanice. Și marele lovituri în teatrul românesc, Ada Milea fix pe zona asta le-a dat. Da. Cu actorii pe care i-a descoperit și i-a promovat în direcția asta. Mă gândesc la Anca Hanu, bunoară, da, care datorează foarte mult. Da, ea și mulți alții, Radu Bânzaru și mulți alții sunt oameni care și-au dezvoltat noi, hai să spun așa, skills-uri teatrale, da? Noi instrumente
în relație directă cu Ada Milea. Eu, de asemenea, am avut o bucurie să colaborez cu ea într-un spectacol de la Teatrul Național, Biderman și Incendiatorii. Da. Și cumva, cred că momentul în care Ada Milea a dat ok-ul, ne-a dat cumva drepturile, pentru că, înțelegând că e un spectacol de școală, nu a fost niciun fel de problemă să ne ofere drepturile pe partea de muzică, în momentul acela am simțit în cadrul clasei de master un suflu nou, proaspăt. Numele Adei Milea, la pachet cu ideea de a face un muzical, de a face un spectacol altfel, ei neștiind încă dacă sunt capabili să facă față unui discurs de tipul acesta. Pe perioada facultății nu s-au mai întâlnit cu zona asta de teatralitate muzicală? Nu, doar în cadrul cursului de canto, unde au fost încercați în diverse, tipuri de formule de scurtă durată, dar mulți dintre ei nu știau că au capacitatea să fie atât de, atât de volatili și atât de articulați într-un discurs muzical care presupune o teatralitate aparte. Cumva e o zonă de eludare a adevărului stanislavskian pe care noi îl studiem în școală și pe care o trecere în zona de distanțare brechtiană și de comentare totodată a propriului discurs. Ei, și aici dragii mei masteranzi au răspuns cu brio provocării. Evident, le-am lăsat timp, asta spuneam, le-am lăsat timp să decanteze toată informația. Au avut o perioadă în care pur și simplu s-au întâlnit aproape zilnic cu cele două studente de la coreografie pe care le-am convocat. Alice Veliche, să le spunem și numele. Alice Veliche și Ambuța Macoveri. Exact. Și aceste două studente, fără să primească o temă de la mine, o temă de lucru pe specificul spectacolului, au făcut atelier de dezvoltare a corporalității studenților de la master pe o anumită perioadă de timp. Aveau și temele muzicale deja? Sau o singură temă muzicală le dădusem și în rest le-am dat voie să provoace, să-i provoace pe studenți, să-i provoace pe masteranzi în așa fel încât ei să scoată cea mai bun din potențialul corporalităților. Și în momentul în care partea muzicală, realizată inițial cu Bobo Burlăceanu, coordonată ulterior de Lăcrămioara Hrubaru Roată, partea corporală susținută și coordonată de cele două studente de la coreografie și ulterior partea de lectură la masă, discuție, cine ce e în fiecare ipostază în parte, pentru că sunt oameni care joacă mai multe roluri în spectacol, evident, cum ai văzut. Cumva toate aceste leere, cum le spuneam, s-au așezat într-un tot care a început să prindă contur. Spectacolul nu s-a ridicat greu. Adică formula propusă de mine era una a libertății până la un punct din partea actorului și a unei, hai să spunem așa, a unei targetări a scopului, a rezultatului final la care trebuie să ajungem în fiecare scenă. Există și o organizare de adâncime care se simte în spectacol, se simte o mână care cumva privilegiază libertatea, dar în același timp o direcționează către anumite zone. Dar mi-ai spus de lucruri la masă și m-a interesat, Avi, cum a fost întâlnirea dintre studenți și insula lui Gelu Naum? Pentru că mă interesează până la urmă întâlnirea între o generație și această operă clasicizată, trebuie să admitem. Da. Trebuie să spun din stat că ei au avut de-a lungul timpului mai multe încercări de a sonda, de a fora în textele de tip absurd, să zic, sau în textele suprarealiste. Au venit cu diverse propuneri la clasă, propuneri pe care le-am discutat fără să le luăm în considerare pe partea practică. Asta în momentul în care nu v-ați decis încă asupra insulei. Da, bineînțeles, am discutat și despre posibilitatea de a face un spectacol Beckett sau un spectacol Ionesco. Nu musical, spectacole într-o formulă, să zic așa, clasică. Iar atunci când a venit acest text, această propunere, noi am plecat în sens invers cumva. Am pornit de la ideea de spectacol muzical, având reperul insulei de la Cluj, de la Naționalul din Cluj, realizat din 2011, realizat de Ada Milea.
Și abia apoi, din această primă întâlnire, receptare, să zic așa, a insulei, am ajuns la textul lui Gelu Naum. De ce am făcut asta? Pentru că am vrut să-i familiarizez un pic cu zona în care urmează să ajungem. Le-am dat din start un scop, le-am dat din start un rezultat posibil al muncii pe care o urma să o desfășurăm. Dar le-ai și strânit o poftă categorică de a face insula, oricine vede filmarea de Emilia, da. Simte nevoia să se autodistribuie în lumea aia, da, al lui, da, Robinson. Da. E contaminant spectacolul, cu siguranță. Și abia apoi am adus în zona asta de, să zic așa, studiu pe textul original. Pentru că textul Ademile este o adaptare destul de liberă după textul lui Gelu Naum. Ori eu am vrut într-o etapă de, cum să spun eu, de aprofundare a ceea ce urma să se întâmple pe scenă, să-i familiarizez cu estetica, cu discursul, cu formula aceasta suprarealistă a lui Gelu Naum, care până la urmă e... frizează, după părerea mea, oniricul în cea mai frumoasă formă a lui. Adică e un spectacolul, rezultat este un frumos vis al însinguratului. Ei, a și fost asociat cu zona al izolatului, a onirismului din zona poeziei, Țepeneag, Dimov, era gruparea aia. Da. Însă, cât de mult a intervenit dramaturgic asupra textului de bază? Recunosc că mi-am permis libertatea de a face un mix între textul adaptat al de Emilia și textul lui Gelu Naum. Am luat de la Gelu Naum acele pasaje care îmi făceau coerent legătura într-o formulă nu de teatru-concert, așa cum a propus-o Ada Emilia, ci de muzical, care este cu totul altceva. În spectacolul pe care l-am realizat, avem cumva o proporție de 20% text dramatic, text rostit, și 80% parte cântată. Toate părțile pe care le-am luat din textul original sunt de altfel, să zic așa, explicitări necesare ale relațiilor, personajelor, evoluției evenimentelor din spectacol. Adică am simțit nevoia să dau o anumită coerență întregului, în ciuda faptului că e extrem de incoerent la prima mână. Adică te duce în niște zone în care nu știi foarte bine dacă râde de lector, râde de tine, sau e pur și simplu ceva atât de încifrat încât nu poți tu pătrunde. Ai avut Tavi muzică, ai avut mișcare, ai avut și o vizualitate foarte specială a spectacolului, procurată și pe filiera unei scenografii foarte, foarte provocatoare. Mă gândesc la costume în special, la ce a făcut Alina Dincă Pușcaș în acest spectacol. E o zonă la care rar are acces un spectacol din interiorul școlii. Mă gândesc la costume și la bugetul costumelor. Cât de importante sunt pentru tine costumele în acest spectacol? Pentru că inițial am vrut să merg pe ideea de spațiu gol, scenă goală, de altfel în prima zonă, să zic așa, în avanscenă și chiar cu o extindere spre partea de fundal. Era o opțiune estetică sau generată de costurile restrânse? Și de costuri, dar mă simțeam și dator cumva cu un plus de provocare către studenții mei, de a acoperi acel spațiu gol fără să aibă la dispoziție toate mijloacele de tip. Ar fi fost mai dificil pentru ei. Ar fi fost mai dificil și în același timp mai provocator din perspectiva a ceea ce se întâmplă pe toată suprafața scenei, dansurile acelea care sunt supradimensionate pe toată scena și așa mai departe. Da. Dar costumele mi s-au părut esențiale, nu decorul. Am ținut foarte mult ca aceste costume să fie cumva să aibă o zonă de metaforă încifrată în ele și în egală măsură să dea un colorit specific unui vis exotic și tandru în același timp. Da, și tandru, foarte bine spus, în același timp. Deci costumele reprezintă o componentă esențială. Spectacolul e acum, în momentul ăsta, în stagiunea permanentă a instituției din Tătăraș, a Ateneului. Alina a înțeles foarte repede ce vreau și a și răspuns cu maximă promptitudine și coerență. Eu am bucuria, de câte ori lucrez cu Alina Dincă, să-i dau teme, aruncând cumva o nadă spre ceva ce știu că ulterior se va transforma într-o posibilă balenă.
arunc nadă de crap sau de știucă, știind că ulterior lucrurile se vor supradimensiona din simpla interacțiune cu a creativității mele cu creativitatea ei. Și din punctul ăsta de vedere, cum să spun, spectacolul a căpătat amplitudine, a căpătat culoare. A devenit spectacol. A devenit un spectacol în sensul profesionist al cuvântului. Da, într-adevăr. Dar hai să vorbim un pic despre categoria asta de spectacol teatral muzical, care e destul de neglijat în România. În ultimii ani au început să se facă mai frecvent genul ăsta de spectacole, iar la Iași, chiar aproape că în afară de spectacolul lui Măniuțiu, domnul Swedenborg, da, și de câteva inserturi, deși mi-am inteles Chicago al tău, era 100% musical acolo, da, nu? Da, da. Nu prea am mai văzut spectacole de genul ăsta la Iași. Da, e fenomen nișat în zona noastră. Se de pare ce? Că... costă? Comportă niște calități din partea actorilor? Ăsta este, cred, principalul motiv. Faptul că nu avem o școală specializată dedicată acestui tip de actor. Am fost și am văzut în Marea Britanie, în Londra, am văzut mai multe spectacole de acest gen. Tocmai pentru că mi-am dorit să mă documentez pe zona asta, sperând că odată la ceva timp voi putea realiza în școală tipul ăsta de spectacol. Da, tipul de școală pe care îl au cei de acolo, tipul de școală pe care îl au actorii de acest tip, este... am văzut de curând, fac o mică paranteză, am văzut un pic din laboratorul unei astfel de clase de musical din Londra. Deci există secții distincte de musical. Da, există școli dedicate acestui tip de teatru. Și cred că e una care provoacă într-un fel pe care noi nu am reușit încă să-l abordăm, provoacă într-un fel actorii, studenții. Mi-aduc aminte de un exercițiu făcut în cadrul acestui laborator la care am avut acces printr-o filmare pe care mi-a trimis-o cineva de acolo. Un student care stătea într-o poziție absolut imposibilă, nu vreau să o descriu, și trebuia să cânte cu maximă acuratețe și fără să aibă niciun fel de greșeală, deci perfect, o piesă de o dificultate extremă. Și asta era un exercițiu de anul 1, semestru 2. Bun, dar aici studiile muzicale parcă au mai mare greutate decât studiile teatrale, adică... Sunt proporții, după părerea mea, egale. Adică studiile teatrale, care vizează tipul ăsta de teatralitate și adevărul acestui tip de teatralitate, sunt de asemenea coordonate de profesori de actorie cu școală clasică la bază. Adică printre operele pe care ei obligatoriu sau printre cărțile pe care ei obligatoriu trebuie să le citească, se află și munca actorului cu sine însuși. Stanislavski. Da, ca să dau doar un exemplu. Deci Stanislavski este o bază, un punct de plecare pe zona de școală dramatică, să spun așa, sau direcție dramatică a acestei... Da, oricum am remarcat că în mai toate spectacolele muzicale teatralitatea adusă în scenă e una de tip clasic. Mm-hmm. Adică se riscă foarte puțin din punctul meu de vedere pe zona de teatralitate într-un astfel de spectacol. Da. Poate și pentru că se merge pe ideea unui echilibru permanent, controlat, permanent. Da, posibil. Aș vrea să răspund întrebării tale și cu a doua componentă care motivează cumva nișarea acestui gen teatral și lipsa din peisajul cultural românesc până la urmă, nu ieșean. Da. E vorba de... să zic așa, componentele absolut necesare ale unui astfel de show. Pentru a avea o orchestră, pentru a avea, tot ansamblul acela de dansatori, care nu poate fi compus din actorii unui teatru, ci trebuie compus dintr-un ansamblu profesionist de dansatori. Deci corpul de balet, orchestra, tot stafful acela din spate care organizează într-un fel diferit decât într-un spectacol clasic lucrurile. Mă gândesc la, și există pe internet, o filmare 360 de grade a musicalului Lion King din Anglia. Și ai posibilitatea de undeva din mijlocul scenei să vezi ce se întâmplă și în culise, în paralel cu... E nebunie, bănesc. Sunt mai mulți în culise decât pe scenă.
pentru ca spectacolul să iasă, să ajungă, să arate în felul în care uite, a fost prezentat românesc, publicului. La nivelul ăsta de amploare a încercat și a reușit parțial Răzvan Mazilu. Da. Cu câteva proiecte care au avut ecou, un ecou național. La Timișoara se manifesta el, l-am văzut în FNT, am văzut câteva producții. Așa e, și la București a avut câteva producții. Da, însă n-a fost genul ăla de întâmplare teatrală care să creeze un trend foarte puternic. Da, cumva a apărut mai degrabă un accident, în sensul frumos al termenului. E foarte adevărat. La fel, familia Adams de la Teatru Excelsior, de acum 2 ani, un spectacol foarte puternic pe care l-am și nominalizat la Premiile Uniter, iarăși s-a manifestat cumva tot în zona de nișă, chiar dacă impactul la public a fost foarte, foarte mare. Nu există regizori educați pe zona asta la noi în țară. Aici, asta ar fi a treia problemă. Aici ai deschis o întrebare, ai anticipat o întrebare pe care urma să ți-o adresezi. Ce calități trebuie să aibă un regizor în zona de asta? Poate să se adapteze din mers un regizor de teatru în zona de musical sau are nevoie de o echipă pe care să conteze? Absolut obligatoriu să aibă o echipă pe care să conteze. El nu poate decât dacă are, știu, studii de specialitate, studii muzicale, să acopere zona aceasta extrem de specială și specifică a cântatului actoricesc, să zic așa. Eu m-am apropiat cu reținere de această zonă, recunosc. Am avut șansa să lucrez câțiva ani de zile la secția de canto a universității noastre, să coordonez clasa de operă din perspectiva regizorului și întâlnindu-mă cu teatrul muzical, dar pe zona asta clasică, să zic așa, de muzică cultă, am început să-mi dau ușor-ușor voie să mă, oarecum să mă specializez, să găsesc formula prin care să pot interacționa cu interpreții de operă într-un mod optim, în așa fel încât să scot de la ei adevărul actoricesc pe care, de regulă, știm foarte bine, îl eludează cel care cântă pe scenă, ocupându-se strict de condiția lui e vocală. E simțit refractari cumva la zona asta de teatralitate? Au existat niște rezistențe, dar... Sunt relatările lui Andrei Șerban despre bătăile de cap pe care le-a avut când monta știu foarte bine. Se pare că e foarte dificil să convingi o soprană să abordeze o anumită mișcare scenică sau să cânte într-un anumit unghi. Da, așa este. Dar pentru că am avut cumva un anumit succes cu producțiile făcute atunci la clasa de operă, mi-am luat inima în dinți și am făcut acel prim musical după Chicago, care a ieșit, lumea spune, suficient de bine cât să-mi dea încredere că aș putea recidiva. Tot la Ateneu, nu? Era tot la Ateneu. Mandatul lui Benoît sau al lui Liviu Brătescu? Cred că al lui Liviu Brătescu. Da, ceva mai Benoît deja plecase în Franța. Da, da. Da. Și iată acum a doua încercare, al doilea spectacol. Am observat regizorii români de teatru sunt foarte interesați de muzica de spectacol, însă nu de spectacolul 100% muzical sau musical, ci de inserturi. Uite, mă uit și la Radu Afrim, aproape că nu există spectacol în care să nu pună actorii să cânte. Deci sunt preocupați de muzică, nu pot să le spui că nu, sau Măniuțiu, care e foarte atras de... Da, de e foarte asta. Adevărat. Dar în același timp, fără a se, cum să spun, fără a intra decisiv în zona asta, să transforme un spectacol 100% în, cum să spun eu, în estetică de muzical, de spectacol muzical. Adică lăsându-și loc să-și facă în continuare, să-și acopere zona pe care o cunosc cel mai bine. Mă refer la Radu Afrim, bineînțeles, sau la alți regizori care introduc invariabil momente muzicale actoricești. Da, e totuși o zonă în care, repet, cred că trebuie să ai odată specializare pe domeniu. Noi nu avem regizori care să fie specializați în zona asta. Mi-aduc aminte că există, au existat niște încercări din zona asta a musicalului și undeva la începutul anilor 90, țin minte că existau diverse formule aproape cântate, dar mai mult dizate. Da. Nu-mi vine neapărat în cap acum un spectacol, dar știu că am văzut câteva spectacole în care se cânta mai mult decât se vorbea, hai să zic așa. Dar au fost niște încercări, după care s-a renunțat la formula asta, dându-ne seama probabil sau dându-și seama probabil la cei artiști că nu e o neapărat o direcție pe care s-o poate imprima în acel moment
teatralității românești, să zic așa. Bun, Tavi, hai să încheiem discuția despre fenomenul tropical cu câteva gânduri ale tale despre această promoție care se termină acum. Eventual câteva observații individuale, dacă ai de făcut, la ce să ne așteptăm, vom vedea ieșind această promoție peste ani mari actori ai teatrului românesc? Sau ai greu de prezis genul ăsta de predicție imposibilă? Mi-a aruncat o mănușă pe care o ridic de jos cu greutate, să spun așa, pentru că da, e destul de greu să poți proiecta în timp evoluția unui om, dar în același timp premizele sunt bune. Premizele sunt bune și foarte bune. Cu această promoție am ieșit de două ori în spațiu profesionist. Odată la licență, când am făcut Hamlet It Be la Național, la Uzină, și a doua oară acum la Ateneu. Și de fiecare dată ei au reușit să se ridice la nivelul de așteptare al unei producții profesioniste. Evident, există și partea aceea de, cum să spun eu, șuruburi încă nestrânse, dar evident că doar evoluția, sau mai bine zis, doar experiența cumulată a mai multor astfel de producții îi va aduce în zona cu adevărat profesionistă. Sunt mulți dintre ei cei pe care eu îi creditez în momentul ăsta ca posibil mari actori într-un viitor nu foarte îndepărtat. Sunt de altfel cooptați în instituții profesioniste, o parte dintre ei. Sunt prinși deja, ori la nivel de angajare, ori de colaborare. Nu am rezerve să spun că da, vom auzi de o parte dintre studenții acestei promoții. Da, telespectatorii noștri s-au familiarizat deja cu o parte din grupa ta. Tavi, săptămâna trecută a fost o super emisiune aici cu trei din distribuția ta. Și, într-adevăr, au nevoie și de șansă, au nevoie și de un dramă ăla de noroc. Pentru așa că, până la urmă, un profesoratul tău se termină sau nu se termină după ce și-au diploma de master? Mie îmi place să cred că nu. De ce spun asta? Pentru că țin destul de strâns legătura cu absolvenții claselor mele de actorie și nu numai. Asta pentru că invariabil ne reîntâlnim, fie în proiecte, fie ei mă solicită pentru, nu știu, ai consilia în diverse direcții în cariera pe care și-o încep imediat după școală. În momentul ăsta, nu am cum să prevăd câți dintre ei vor rămâne în Iași, câți dintre ei vor reintra într-o relație de colaborare cu mine, dar de-a lungul timpului mi s-a dovedit că există o anumită ciclicitate a întâlnirilor mele cu studenții care au absolvit și mă bucur că cel puțin la Ateneu am avut de două sau de trei ori ocazia să montez și de fiecare dată cel puțin jumătate din distribuție erau fost studenți de-ai mei. Da, și ei vorbesc foarte, foarte frumos despre tine. Se vede cât tipul de relații pedagogică pe care îl propui și îl cultive unul cu adâncime, cu rădăcini pe termen lung. E imposibil altfel. Consider că deschiderea pe care eu le-o pretind lor trebuie să fie, în primul rând, cum să spun eu, o carte de vizită a mea în relația cu ei. Da, tu ai și un avantaj suplimentar, faptul că tu la bază ai fost actor. Da. Da? După care ai făcut și studii de regie, te-ai manifestat și regizoral și probabil la o clasă de actori se simte comunicarea asta specială între actorul din adâncimea lui Tavi Jirgiu și studentul actor de acolo. Da. Mă influențează în mod decisiv faptul că sunt actor de formație la bază și da, de acolo mi-am extras o bună parte din instrumentarul cu care comunic cu cei pe care i-am în față. Fie ei studenți, fie ei actori. Atunci când... Tu ai și un teatrolog excelent în tine, Tavi. Nu știu, n-aș spune chestia asta. Recunosc că atunci când mă așez în fața calculatorului pentru a da frâu liber, creativității pe zona de studiu teatral,
Întotdeauna mi se pare că e un proces, mă așteaptă un proces mult mai dificil decât cel pe care l-am atunci când mă întâlnesc prima dată cu o echipă de lucru în teatru. Nu știu, lucrarea ta de doctorat pe Matei Vișnic e o lucrare de referință pentru oricine studiază opera lui Matei. Îți mulțumesc, dar prefer totuși să mă consider un practician într-o proporție foarte mare și într-o foarte mică proporție și un analist teoretic al fenomenului. Când lucrezi la un spectacol de genul Fenomenului Tropical, inhibi sau îți limitezi regizorul pentru a lăsa loc pedagogului sau cumva cele două funcții se contopesc într-un discurs unic? În mod special la acest spectacol am fost mai mult pedagog decât regizor. În mod special la acest spectacol pentru că îi coordonez pe majoritatea în lucrările teoretice de disertație și atunci le-am în permanență le-am insuflat ideea aceasta că suntem în cadrul unui studiu și că ei trebuie să-și facă notițe și să-și ia toate reperele necesare pentru viitoarea lucrare teoretică. Și chiar ieri am avut o întâlnire cu ei să discutăm posibilele direcții pe lucrările teoretice pe care ei încep să le scrie în momentul ăsta. Și am identificat multiple variante de lucruri. Le-am și spus, nu vreau să semene două lucrări între ele, nu există să luăm teme comune, chiar dacă e același spectacol, vreau să văd, coordonez 11 lucrări de disertație, 11 teme diferite. Unii veți vorbi despre zona brechtiană și de distanțare, unii despre musical, alții veți aborda din perspectiva suprarealismului și a deci cumva acoperă o plajă cât mai amplă. Exact. Și am fost mai mult profesor decât regizor în colaborarea cu ei, cel puțin acum. Uneori nu sunt neapărat pedagog în gândul pe care l-am vis-a-vis de oamenii cu care lucrez și de producție. Și da, regizorul își permite să, nu știu, să inoveze, să găsească formule, să caute alte, eu știu, alte înțelesuri în ceea ce deja e acolo în text sau în spectacole. Dacă tot am atins subiectul ăsta, să vorbim un pic și despre proiectele tale regizorale din trecutul recent sau din viitorul apropiat. Da. Nu cu mult timp în urmă ai făcut Pandemonul la Universitatea Națională de Arte George Enescu, un spectacol legat de ce ni s-a întâmplat în această perioadă pandemică. Ce urmează? Urmează Pandemon 2.0. Ai un proiect de continuare? Da, am un proiect de continuare. Sper că nu e un... Adică pot să fac această mărturisire. Nu se va supăra Oltița Cântec. M-a invitat să reiau Pandemonul în festivalul pe care îl gestionează. În toamna acestui an? Da, în toamna acestui an. Și am răspuns, evident, da, imediat. Pentru că mi se pare un proiect care odată ne vorbește în plus despre aceeași realitate care continuă. Și doi la mână pentru că am observat hibele acelei prime ediții și aș vrea să fac un upgrade. Vei face tot în maniera asta performativ? Da. Cu instalații, cu esteticile pe care le-ai propus în formula de la universitate? Da. Și tot la universitate va avea loc. Aha. Tot la universitate, dar în cadrul Festivalului Internațional pentru Publicul Tânăr, de teatru pentru publicul tânăr. Ediție la care îmi doresc foarte mult să cooptez, evident, aceleași echipe de lucru pe toate compartimentele, inclusiv masteranții despre care vorbeam și care deja nu vor mai fi, să zic, studenții școlii în momentul acela, în octombrie. Dar toți au spus da la unison, vor să reparticipe, să reintre în acest proiect, apropo de continuarea relațiilor cu studenții. Da, deci Pandemonul este, va avea parte de a doua ediție în toamnă. Tot în toamnă am realizat, dacă mă întreb de proiectele trecute, din trecutul imediat, am realizat un spectacol în aer liber, cumva o palmă dată pandemiei. Mi-am dorit foarte mult să arăt că, sau de bine zis, să lucrez puțin împotriva curentului și am realizat în curtea interioară a teatrului de la Bacău un spectacol, s-a întâmplat într-o joi, pe textul lui Elize Vilc. Spectacol care vorbea și despre pandemie, contextualizasem acțiunea din textul original în context, adică o pusesem într-un context pandemic, dar în egală măsură am dat niște libertăți actorilor în ideea de a transforma, de a-i lăsa să-și transforme discursurile monologate în discursuri dialogate. I-am interconectat într-un fel. Totul în exterior. Totul afară, evident, cu elemente de indoor, pentru că apăreau și coborau de pe la anumite ferestre din teatru, apăreau la diverse etaje ca locatarii unui cartier
care, cum să spun eu, colcăie de nevoia, sau mai bine zis, sunt frământați de nevoia de a scăpa odată de restricțiile impuse vezi de pandemie. O altă zonă neglijată în Teatrul Român, spectacolul de exterior, da. Făcut ca la carte, nu mutat din interior în exterior, l-ai făcut în interior și îl duci în exterior. Da. Cum s-a întâmplat în multe cazuri și cu rezultate destul de neplăcute. Da, eu m-am mai jucat pe zona asta de spectacol la outdoor și la Suceava. Cere un anumit tip de actorie diferită de actoria indoor. Sigur. E o anumită, să zic așa, dilatare a teatralității specifice indoor-ului, pentru că, evident, nu poți să-i scoți cu aceleași micro-reacții și micro-legături de substanță și de, cum să spun eu, între personaje și fiecare cu sine. Nu poți să-i scoți în afară și să pretinzi că discursul în forma indoor va ajunge afară la fel către receptor. Vezi, eu tot forma asta de blocaj am când văd comedia de la arte indoor. Da. Adică ceva se opune relații mele totale cu propunerea respectivă. E adevărat. Și eu simt același lucru. Și de asta fug puțin de zona asta. Pe de altă parte, nu prea văd comedia de la arte outdoor. Așa că trebuie să mă mulțumesc cu... Da, da. Era acea trupă pe butoaie pe vremuri unde da, știm foarte bine, se întâmplau niște lucruri. Teatru Masca am mai făcut, am mai mers pe zona asta. Asta, revenind puțin la proiectele mele, astea au fost ultimele două proiecte pe care le-am făcut pe final de an 2020, pe finalul primului an pandemic. Și dacă mă întrebi acum și de proiectele viitoare, eu sigur, îți spun. Sigur că trebuie. Există, să zic așa, proiectat deja un proiect, un spectacol outdoor pentru Iași, în relație cu o instituție de teatru de aici, din Iași, dar nu vreau să dau încă detalii pentru că n-am bătut încă palma, suntem la nivel de discuție. E posibil ca undeva în vară să realizez un spectacol în zona centrală a orașului nostru, iar în toamnă sunt invitat în București, la Teatrul Ion Creangă, unde trebuie să mă reinventez pentru zona de spectacol dedicat copiilor. Ai ales un text sau, sau nu vrei să... Caut. Mi s-a cerut să vin cu propunerea eu și să aduc cu mine aceeași echipă cu care am mai lucrat la Teatru Creangă în urmă cu un an și jumătate, Gec și Vrejul de Fasole. Pe actorie și... sau și pe păpuși? Nu, strict pe actorie. Pe actorie. Strict pe actorie, doar cu actori. Da, astea ar fi proiectele care cumva proiectele mele de lucru pe masă în momentul ăsta. Tu stai vreodată degeaba, ta vine. Da, stau. În alea 5 minute în care te gândești ce să mai faci. Seara târziu, fie deschid o carte, fie deschid televizorul și încerc să mă decuplez complet de la tot ceea ce mi s-a întâmplat peste zi și am măcar o jumătate de oră sau o oră în care creierul meu se relaxează. Creierul meu uită complet de toate. Și am darul ăsta, să spun, pe care ori l-am nativ, ori am reușit să mi-l, cum să spun eu, exersez de-a lungul timpului, de a reuși să decuplez gândurile de până în acel moment și să mă cuplez 100% în ceea ce fac atunci seara, la ora la care reușesc să scap de programul zilei. Da, este un mare atu. Da, am cum să ieși dintr-un rol și să intri în alt rol. 100%, adică reușesc să fac asta fără să mai țin cont de nimic din ce s-a întâmplat până atunci. Asta din actorie reflexul ăsta. Probabil că da. Tavi, hai să intrăm în alt rol, în acest ultim sfert de oră, cred, al emisiunii, rolul de prorector. Cum te simți? Cât de confortabil ți este postura asta? Acum, în acest moment, am reușit să fac haina asta să vină pe mine bine. Ai mai purtat haina asta? Am mai purtat-o și prima dată am simțit un disconfort. Un disconfort major. Mă strângea, mânecile mi erau prea lungi și nu reușeam să apuc nimic. Da, am avut o perioadă de un an și ceva într-un mandat al rectorului anterior de la universitatea noastră, în care am simțit că e prea complicată activitatea mea profesională și că această postură de prorector îmi dă bătăi de cap și nu voi reuși să-mi fac, la nivelul la care îmi doresc toate proiectele. Și atunci am renunțat după un an.
revenind acum în actualul mandat al domnului Aurelian Bălăiță, rectorul nostru, revenind cu ideea că ce am învățat de acolo și ce am înțeles că trebuie să fac, să-mi prioritizez în activitatea mea profesională, voi pune în aplicare acum. Și am reușit să pun în aplicare și în acest moment, da, mă simt bine. Ți-a început mandatul într-un context destul de dificil, nu neapărat pandemia și evident toate efectele care au decurs de aici, ci procesul de evaluare instituțională, da, a Universității Naționale de Arte George Enescu, care, slavă Domnului, s-a terminat săptămâna trecută. Cum a fost cu acreditarea asta? Da. Mică paranteză, mandatul meu a început într-o perioadă în care universitatea noastră își sărbătorea cei 160 de ani de existență. Deci cumva acolo a fost prima piatră de încercare, prima bornă. Da, în clinche de cupe de șampanie, dar cu multă muncă în spate. Multă muncă în spate să realizezi un program coerent, artistic, cu care să celebreze această aniversare. 160 de ani de învățământ artistic la Iași e ceva. E ceva. Și după a venit acest moment al evaluării, al trecerii noastre prin, ca instituție, prin furcile caudine ale Ministerului. Chiar să spun sunt așa. Furci sau... Chiar sunt. Chiar sunt furci. Chiar sunt, da. Evaluarea este, să spun așa, un tir încrucișat. Foarte serios. Foarte serios asupra noastră, asupra instituției, în care specialiști din alte domenii, profesori universitari, evident, toți sunt din mediul academic, au venit la Iași, deci profesori de la universități tehnice, universități umaniste, dar nu cu profil artistic, au venit la Iași pentru a lua, să zicem, la puricat absolut toate zonele, toate domeniile, compartimentele importante ale universității. Cu alte cuvinte, ei încercau să verifice corelarea tuturor acestor compartimente cu ceea ce înseamnă calitatea procesului didactic. În esență, asta se urmărește când acreditezi o instituție de învățământ superior. Rezultatul final, linia pe care o tragi, trebuie să-ți dea un anumit coeficient, o anumită, cum să spun eu, o anumită caracterizare a calității procesului didactic. Este sau nu la niște cote care ne permit să continuăm activitatea noastră sau trebuie să facem ceva, trebuie să ne restructurăm, reinventăm. Și se pare că din acest proces de evaluare am ieșit bine și foarte bine. Spun bine și foarte bine pentru că au fost și niște recomandări și e normal să fie așa. Să nu uităm că vine tocmai în contextul acesta pandemic, în care încercarea de reinventare a majorității instituției de învățământ superior, ca și a tuturor celorlalte instituții publice, a însemnat pentru unii, eu știu, niște, hai să spunem așa, o regândire în defavoarea instituției, a programelor de studiu, a interacțiunii directe și așa mai departe. Pentru alții, o reinventare 100% posibilă și probată deja de ceea ce s-a întâmplat. Noi, școala noastră, după cum știi și tu, a mers pe formula hibridă în toată această perioadă și am reușit să ne ținem cumva destul de ridicat procesul calitativ al educației. A fost soluția optimă, așa cum s-a dovedit ulterior formula asta hibridă. Da, cursurile teoretice ținute online cu orele practice făcute în condiții de siguranță, într-adevăr. Acum știm că ești strâmtorat, ia să vedem cum te descurci în situația asta, în situația în care nu se întâmplă nimic, nu e pandemie, nu avem niciun, nu știu, nu e nicio realitate obstructivă care să-ți... Simți o revenire la normal, tabi, din punct de vedere universitar, la normal, așa cum defineam normalitatea înainte de pandemie? Cred că a devenit normalitate ceea ce trăim acum. E periculos sau nu lucrul ăsta? Nu e periculos. Majoritatea mijloacelor folosite în perioada asta de izolare, să spunem perioada pandemică, ne sunt utile și în continuarea acestei perioade, atunci când vom scăpa definitiv. Adică mi se pare, stăteam și mă gândeam la acele momente în care, să spunem, un profesor în avans față de ora fizică pe care o desfășoară, poate avea o întâlnire online cu ei pentru o discuție teoretică, pentru a pune la punct documentarea unui proiect și așa mai departe, înainte de întâlnirea fizică propriu-zisă de la școală. Deci mijloacele acestea tehnice, tehnologice ale online-ului le vom folosi în continuare. Și uneori aduc și beneficii economice, în sensul că universitatea poate să facă niște economii bunoare. Mă gândesc la comisiile de doctorat, unde nu mai plătești un hotel, nu mai plătești un transport și cum
cumva ieși pe plus. Lucrurile sunt destul de limpezi în momentul ăsta. Da, am descoperit, ele erau, dar nu erau folosite așa, am descoperit cât de important este în momentul ăsta să ne folosim de toată tehnologia care ne înconjoară și pentru activitățile profesionale, nu numai pentru cele civile, să spun așa. Adică noi foloseam telefoanele și gadgeturile din jurul nostru pentru așa din America. Da, sau eu știu, pentru a ne face, a ne scrie noi propriile noastre totuși, gânduri ceva, și așa mai ceva departe. Se pierde. Ok, sunt și avantaje, însă bucuria de a fi împreună, de a ne privi în ochi, de a simți energiile fiecăruia, lucrurile astea se pierd pe platformele video sau sunt deghizate într-un mod care aproape că nu mai poate fi decodat. Dar să nu uităm că pentru studenții noștri, mă refer acum strict la facultatea de teatru, pentru studenții noștri raportarea la obiectivul unei camere, lucru pe care nu au cum să-l învețe în școală neavând o secție pe zona de film. De exemplu, este unul dintre avantaje. Adică înveți să te comporți într-un fel. Un curs involuntar. Adică înveți într-un fel, dacă mai ești un profesor care să pună accentele potrivite, înveți cum să te prezinți la un casting de film, cum să te filmezi pentru a trimite o filmare, eu știu, unui director de casting. Sau. Adică sunt și multiple avantaje. După părerea mea, a ne plânge de milă, că, o, Doamne, ce ni s-a întâmplat și cu învățământul artistic n-are nicio șansă dacă vom rămâne pe zona asta de online, e extrem de nuanțabil subiectul, adică n-aș bate monedă pe incapacitatea noastră de a ne reinventa și pe această zonă. Ea nu va fi strict digitalizată. Adică învățământul artistic va rămâne totuși și asta e premiza pentru cea perioada care urmează, pentru că vedem cu toții cum ușor se relaxează măsurile. Da, va rămâne o variantă hibridă în continuare. Eu cred că și după încheierea pandemiei, eu personal și nu numai eu, mulți dintre profesorii noștri vor folosi tehnologia în favoarea procesului didactic. Da, deja se pare că în multe universități din Statele Unite profesorii refuză să se mai întoarcă la catedră, în sensul fizic, și vor tot online. 3-4 minute mai avem, Tavi. Suntem în perioada proiectul FDI, a validării, a punctajelor, cum stă universitatea din punctul ăsta de vedere. FDI, Fondul de Dezvoltare Instituțională. Da, pus la dispoziție de minister. Proiecte anuale care sunt finanțate de... Da. Am depus și anul acesta, ca și anul trecut, am depus proiecte la toate cele 6 mari domenii FDI. Au venit deja niște rezultate parțiale sub forma punctajelor fiecărei universități, fără să se facă o clasificare și fără să se tragă linie sub un anumit proiect. Deci, deocamdată, nu știm care sunt rezultatele finale, dar din ce am observat pe site, pe platforma lor, sunt punctaje bune, da, punctaje care ne recomandă ca viitori câștigători. Ce alte proiecte are universitatea pe termen lung? Se vorbea tot mai intens despre o extensie a universității în Botoșani, Bunăvara, facultății de teatru. Sunt discuții și cu Botoșani și cu Suceava, adică orașe deschise pentru a dezvolta astfel de extensie al universității noastre, nu doar pe domeniul teatru. Vorbim acum la pachet de toate cele trei domenii, și muzica și artele vizuale sunt din punctul ăsta de vedere într-o fază de discuție. Asta ar fi una dintre perspective, o alta e legată de proiectele pe care le-am centralizat deja pentru anul acesta din universitatea noastră, de la toate cele trei facultăți și de la DPPD, proiecte care ar putea fi derulate, iarăși ca și anul trecut, pe niște finanțări ale municipalității locale. Sunt proiecte foarte interesante, proiecte cu un impact asupra orașului, deci cu, să zic așa, plus valoare adusă direct comunității, da. Tavi, în linii mari, cam asta vreau să știm de la tine, deși sunt convins că cu tine are ce vorbi omul mult și bine. Realmente rolul de moderator devine simbolic în momentul în care Tavi Jighergiu e de partea cealaltă a mesei. Tu te-ai simțit ok, sper. M-am simțit ok și, apropo de provocarea pe care mi-ai lansat-o la un moment dat, poate odată o să schimbăm rolurile în acest studio. Ok, eu aștept să mă inviți într-o emisiune. Îți mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne revedem săptămâna viitoare.